spre Moldova, încolo. Spre Vatra Dornei. Suceava. Poate îi dăm și noi tare pe aia. Facem o antrenament ăsta. Dar poate un pic vântul. Poate și ok. Așa. Ăștia pe viteză. Are mai mult asta. Are vreo 10.000 de pe acum. Da, dar numai 6.500. Aha, hai să termină. Și au de sus, dar vine mai. Are câteva case și uite ce frumos. Unde este soarele, e superb. Moisei 6. Ah, să intrăm în zona Moisei. Deci a 20 de aici. De aici sunt 20. 24 de la mine de acolo. Înțeles. Eu pe Malmații și eu și aici. Este... Asta e foarte plat. E... Ce e limba asta? Să vedem. O păitate martir. Pe lumea mea se vină de aici. Ce comună și cu al meu oraș. Din zona metropolitană. Mersi. Metropolitană, dar eu încolo cred. Cred că metropolitana, că nu e. Nu e. Predeal acolo unde începe aproape de Azuga, zona metropolitana. Uite, munții Ronei înzăpeziți, frate. Incredibil ce frumos se văd. Da, așa, pe creastă doar. Un pic de zăpadă. Am zis că la... La kilometru 5, aproape e ghișeu aici. Când dă pe afară, intră pe șosea. Ușor aici. Sau să o ducem încolo, poate. Pe câmp mai mult, parcă încolo inclinat. Aici mai sus. Așa, deci... Să vedem, de la 10 și 10 am încătat eu cu ceas și azi când am montat alea, pe la 10-20 am încătat acasă. Am mers încep pe drumul ăla foarte, foarte prost, plin de greu.
ok? Când am șosea. Acolo trebuie aproape să mă uit la ceas. Am dat mai rămâne la camera. Și stia 10 km. Asta e prima. S-a fi făcut o poză. Să mă uit la ceas. Uite aici, 5 km, da, aici ne oprim și verificăm la tălcele. Uite, aici zice Moisei 5, e chiar aproape de Bișeu. Moisei 5. Deci e scurtă pauza. Mai fac o poză. Păcat că nu se vă munții de aici. Păi am gătărit. Așa, deci e 10.39. Perfect. E super bine. Deci aici suntem la 5 km de Moisei. De-abia am ieșit, uite, pe acolo mergea trenul care l-au desfințat ăștia, e zigodire. Ar trebui să-l facă neapărat înapoi, la Sighet 66, la Bișeu 7. Deci din Bișeu am plecat eu, 7 km până acolo. Și Bișeu foarte, foarte învolburat. GPS, uite, băgam la loc. Trebuie să-i bag GPS. Să băgăm GPS-ul spre mănăstirea Moisei. Așa. Luăm capul de la asta. Hai mă, ce faci? Cine te-am băgat? Aiurea? Aici mă. 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 Ce muzică să-l pui toată? Oi, vin la... Auzi mașinile, auzi tot ce trebuie. Așa. Aici trebuie. Da. Hai, nu trec la lume. Urmăm și asta e bună, că se vede drept. Start. Am să zic că se configurează. Este 3,1 km, deci bine că i-am dat drumul. Fa la dreapta, poftim. 3,1 km. Se face la dreapta pe DN17C. Exact așa. Bine, cred că aveam de-alea indicatoare, cum nu știu, dacă nu știu ce, da? 3 km. Numărim. Asta stă bine aici. Ajungem direct în Moisei, unde mai erau 3,5. 3,5 facem rău. Și cât era și 4, ia uite, am uitat, 40 și ceva era. 34 sau 4, nu, 44. 10.44. Păi dacă am făcut
Mers lejer. La și 20 cred că am ieșit la poartă. Băi, ce păcat de trenul ăsta, incredibil de rău. Să desfințesc tu, că n-are călător, păi n-are că... N-ai pus să... cadențate, să meargă oamenii între Borșa și asta, să știe că l-are, nu? Două păzi. Atunci e normal că n-are, că nu se nimerește la ora lui. Asta înseamnă ecologie. Mai merge și în gol, asta e, dar măcar au fost naibii un 2-3 vagoane de marfă, m-a ajuns poșta, m-a ajuns. Mare, carne sigură. Să vă mulțumesc pentru vizionare.